Vreau să vă arăt ceva aici la sala Palatului, dar mai ales vreau să vă spun ceva acum că încep concertele de Crăciun aici în sala de concerte, sala Palatului. Aproape nimeni nu mai vorbește despre faptul că Bucureștiul, dita mai capitală europeană, nu are în ziua de azi nici măcar o singură sală de concerte normală. Sala asta a Palatului a fost construită pentru vorbărie, pentru congresele și ședințele Partidului Comunist. Uite, am intrat în culise acum. E praf ca acustică, o să vă arăt imediat sala. Toți artiștii care cânt aici spun asta că acustica e praf, dar oarecum, uite asta e sala, dar oarecum ăsta e locul unde se mai pot ține concerte în București. Construită între 1959 și 1960, Dej, Gheorghe Gheorghiu, Dej era președinte pe atunci și el a avut ambiția să construiască o sală de congrese pentru noi conducători. Așa a apărut sala asta de vorbărie folosită ca și sală de concerte azi în București. Singura sală de concerte oare cum rămasă în picioare e Ateneul, construit acum vreo 130 de ani pe vremea regelui Carol. Știu, nu sunt șosele, nu e centură, nu sunt multe altele. Ce nu înțeleg eu e cum de acum 100 și ceva de ani autoritățile erau capabile să coordoneze clădiri sau lucrări de infrastructură și cum de nu pot să o facă în ziua de azi. Uite, sala Palatului. Construită pentru vorbărie, folosită pentru concerte.